Bună, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Fi în formă. Pentru azi v-am pregătit un antrenament tip circuit care se numește Top Down Top. Adică vom executa un exercițiu pentru partea superioară, apoi pentru partea inferioară și din nou pentru partea superioară. Este destinat femeilor deoarece acestea evită să-și lucreze partea superioară a corpului și lucrează foarte mult picioarele, fesele și abdomenul. De aceea, azi vom lucra două exerciții partea superioară și un exercițiu partea inferioară. Să ne apucăm de treabă! Așadar, azi vom lucra un exercițiu pentru spate, unul pentru picioare și unul pentru umeri, în ordinea aceasta. O să începem cu primul exercițiu la helcometru, tracțiune la helcometru. Ne așezăm, pieptul scos, spatele încurdat și tragem la piept. Ne aplecăm ușor pe spate. Așadar, am executat primul exercițiu pentru partea superioară, trecem la al doilea exercițiu pentru partea inferioară, mai exact pentru picioare, vom executa genuflexiuni la aparatul Smith. Ne fixăm picioarele ușor în față, depărtate la nivelul umerilor. O să trecem la următorul exercițiu, exercițiu pentru umeri. Îl vom executa tot la aparatul Smith, se numește Military Press. Ne așezăm, fixăm bine brațele și o să ducem bara deasupra pieptului. Vom executa deci aceste trei exerciții sub formă de circuit, spate, picioare și umeri. Vom face 4 serii pentru fiecare grupă. După ce am terminat primul set de circuit, vom trece la următorul. O să începem din nou cu primul exercițiu pentru spate.
Picioarele trebuie să ne fie ușor flexate, spatele bine încordat. Tragem sus la piept, încord bine spatele. La acest exercițiu trebuie să avem mare grijă la poziția spatelui pentru a nu avea probleme cu lombarul. Trebuie să arcuim foarte bine partea lombară și să încordăm bine spatele, astfel nu vom avea nicio problemă. Al doilea exercițiu din acest circuit este pentru picioare. Vom face îndreptări cu gantere. Picioarele ușor depărtate, la fel spatele bine arcuit și încordat. În executarea exercițiului, iar aceste îndreptări ne lucrează foarte bine bicepsul femural și fesele, așa că vă recomand să le executați de fiecare dată. Ultimul exercițiu din acest circuit va fi ridicări laterale din aplicat cu gantera, exercițiu pentru umeri. Ne aplecăm ușor, după cum am spus, și ridicăm până la nivelul umărului. Și cu circuitul numărul 2, trecem acum la circuitul numărul 3. Vom începe de asemenea tot cu spatele. Pentru spate vom executa ramat la helcometru.
picioarele ușor flexate. Încorți bine spatele. Scoți pieptul. Inspir, expir, brațele trebuie să meargă pe lângă corp. Pentru picioare vom executa fandări laterale cu gantera. Picioarele depărtate, spatele drept. Vom face alternativ stângul dreptul. Primele două exerciții pentru umeri au fost pentru partea mediană. Acum vom executa al treilea exercițiu pentru partea posterioară a umerului. Ridicări în față cu bara la helcometru. Brațele trebuie să meargă puțin mai sus de nivelul umărului.
O să trecem la circuitul numărul 4 și ultimul din acest antrenament. Ca la orice exercițiu pentru spate, scoatem pieptul, băgăm omoplatul, spatele bine încordat. Exercițiu pentru partea inferioară din acest circuit îl vom executa pentru fese la helcometru, ridicări laterale. Este pentru partea laterală a feselor. Iar ultimul exercițiu pentru umărul anterior. Îl vom executa cu gantere, piciorile ușor flexate, ne lăsăm puțin spre față, întoarcem ganterele și la spate. Este un exercițiu pentru partea anterioară a umărului. Așadar, acesta a fost antrenamentul meu de azi, un antrenament tip circuit numit Top Down Top, un antrenament pentru femei, deoarece se execută un exercițiu pentru partea superioară, unul pentru partea inferioară și din nou partea superioară, în această ordine. Eu am făcut azi un antrenament pentru spate, picioare și umeri, în ordinea aceasta.
Pentru băieți, circuitul este exact invers. Se numește down, top, down și se execută exerciții pentru partea inferioară, superioară și din nou inferioară, deoarece băieții sunt deficitari în partea inferioară a corpului. Așadar, executați acest circuit pentru a avea un corp armonios, indiferent dacă ești fată sau băiat. Și vă aștept în emisiunea viitoare și nu uitați, niciodată să nu săriți peste partea de început și de final a antrenamentului, mai exact încălzirea de început, 50 minute, la fel și stretching-ul de final. Fii în formă!